mă, Duh de viață, în numele Tău se ridică o armată, din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo. Când trecem prin aceste situații, ne punem foarte multe întrebări și întrebăm pe Dumnezeu poate de multe ori mai mult decât trebuie. Foarte important să știm ce trebuie să facem atunci. Foarte important. Să știm atunci când trecem prin încercare, când trecem prin momentele acestea, să știm ce trebuie să facem noi. M-am uitat la Iacov și m-am uitat la viața lui dinainte și se cânta cântarea exact pe acest pasaj. Atunci când Iacov pleacă, când Iacov fuge la Laban, când pleacă de acasă, Dumnezeu îi se descoperă și se revelează și Dumnezeu îi face o promisiune. Dumnezeu se uită la el
Îl vede tânăr, îl vede că e fugar, îl vede că e un om care fuge de fratele său și Dumnezeu se descoperă într-un mod miraculos și stă de vorbă cu el și vorbește și face o promisiune lui Iacov și foarte interesant cum reacționează Iacov. Spune în capitolul 28, începând de la versetul 13. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeului tatălui tău Avram și Dumnezeului Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminție tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde mergi, te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Amin. Și Iacov se trezește din somn și exact cum era refrenul cântării, cât de înfricoșat, locul spune, cât de înfricoșat, aici este poarta cerului, aici am stat de vorbă cu Dumnezeu, aici mi s-a revelat Dumnezeu. Iacov se scoală din somn, se trezește și își dă seama că și Dumnezeu i-a vorbit gură către gură și își dă seama că și Dumnezeu i s-a descoperit într-un mod deosebit, dar Iacov nu-L cunoaște de aproape pe Dumnezeu. Iacov nu înțelege că Dumnezeu vrea mai mult de la el. Și Iacov, dacă citim mai departe, începe să pună condiții lui Dumnezeu și spune, Iacov a făcut o jurință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci, spune versetul următor, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Atunci, ceva cutremurător, să te scoli dintr-un vis și să recunoști că Dumnezeu cu adevărat s-a vorbit, să te cutremuri de locuri pe care îl calci, să știi că Dumnezeu s-a coborât acolo, să pui locul acela nume, să ridici un altar și totuși să spui, nu acum, atunci. Nu acum, Doamne, sunt prea tânăr. Nu acum, Doamne, am cariera în față, am școala în față, am viitor în față, vreau să-mi fac ceva. Nu acum, Doamne, dă-mi ce ai zis, dă-mi. Dacă îmi vei da ce ai zis, atunci vei fi Dumnezeul meu. Până atunci, nu. Nu. Iacov pune condiții lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu în bunătatea lui nu ține seama. Și totuși vedem pe Dumnezeu în bunătatea lui cum trece cu vederea acest episod din viața lui Iacov. Vedem pe Dumnezeu în bunătatea lui cum îl binecuvintează și îi duce la îndeplinire toate promisiunile la care i-a făcut-o. Vedem pe că Dumnezeu își ține promisiunea. Vedem că Dumnezeu împlinește promisiunea lui în viața lui Iacov și este cu el în pe drum, este cu el când ajunge în casa lui Laban, îi dă binecuvântare. La un moment dat frații nevestelor lui spun, acest om a venit aici și a luat toată averea tatălui nostru. Vedem că Dumnezeu îi dă peste măsură de mult, îi dă binecuvântări peste binecuvântări și totuși, Iacov nu-și dă seama nici atunci. Și Iacov cheamă pe nevestele lui și spune, Dumnezeul tatălui meu și Dumnezeul lui Isaac mi-a zis. El exclude, el nu apare aici. Dacă ne uităm atent, atunci când cheamă Iacov pe soțiile la el și le spune Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac, el nu era trecut în ecuație. Și atunci Dumnezeu vine și spune din nou, îi se arată lui Iacov și spune din nou în capitolul 31 cu versetul 13, Eu sunt Dumnezeul din Betel. Adu-ți aminte, Iacove, eu m-am mai prezentat încă o dată la tine. Eu m-am mai prezentat încă o dată și ți-am arătat ce am făcut pentru mine. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai dus un stâlp de aducere aminte, unde mi-ai făcut o jurință. Dumnezeu nu a uitat.
Dumnezeu nu a uitat, a rămas credincios promisiunii sale. Dumnezeu nu uită și nu te uită și nu mă uită. Rămâne credincios. Chiar dacă noi punem condiții lui Dumnezeu și zicem de multe ori, Doamne, dacă mă ajuți în viață, dacă reușesc și eu să fac cu tare, dacă ajung să am și eu ceva, dacă pot să realizez și eu, să mă realizez și eu, atunci, Doamne, promit că voi face. Și Dumnezeu zice, nu, atunci nu e al tău, e al meu. Dumnezeu spune, Iacove, eu sunt Dumnezeul tatălui tău care ți-a purtat de grijă și îți port și ție de grijă. Majoritatea tinerilor de aici sunt crescuți în biserică. Au văzut binecuvântarea și am văzut binecuvântarea lui Dumnezeu și purtarea de grijă a lui Dumnezeu în familiile noastre. Și am văzut binecuvântarea lui Dumnezeu în viețile noastre de familie când eram copii. Și am văzut cum Dumnezeu lucra și totdeauna ne-a scos. Și am văzut mâna lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că eram tânăr. Și am mers și am întrebat pe Domnul, Doamne, era viitor în față. Și Dumnezeu a făcut niște promisiuni și am zis, astea le vreau, astea le-am așteptat. Și au trecut ani și nu s-au împlinit. Și pe când mi-am dat seama că apropierea de Dumnezeu aduce promisiunea împlinită în viața mea, atunci Dumnezeu a început să împlinească pas cu pas. Nu uita, poate ai fost un moment când și tu ai făcut o juruință lui Dumnezeu și ai zis, Doamne, dacă mă ajuți, privește în urmă și vezi cum te-a ajutat Dumnezeu până astăzi. Privește în urmă și vezi cum Dumnezeu te-a binecuvântat până în momentul de față. Privește în familia ta și vezi cum Dumnezeu te-a susținut și te-a întărit de fiecare dată. Adu-ți aminte de ce ai jurat. Spune Dumnezeu lui Iacov, Iacove, eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp și ai făcut o juruință. Iacove, eu sunt același Dumnezeu. Acum, hai că vreau să te mai ajut încă o dată. Acum scoală-te. Și Iacov spune nevestei sale, nevestelor sale, Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine, recunoaște. Iacov recunoaște și ia Iacov copiii, ia Iacov familia și pleacă. Și vine la bani după el și spune Iacov, Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac. Să iei copiii să fugi și să vezi că Dumnezeu este cu tine. Să vezi că Dumnezeu pune mâna și oprește pe la bani și spune să nu-i spui o vorbă rea. Dumnezeu își întinde mâna și te apără. Să vezi că Dumnezeu își întinde mâna și îți ocrotește familia întreagă. Nu lasă pe la bani să facă niciun rău, nici măcar o vorbă rea. Și totuși, când stai de vorbă cu la bani, să spui acela în care s-a crezut tata, Dumnezeul părinților mei. Și totuși să nu fie Dumnezeul tău personal. Și totuși să nu fie Dumnezeul tău personal. Să nu poți spune omului acela, știu că-și Dumnezeu mă iubește, știu că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea față de mine, știu că Dumnezeu nu te-a lăsat să-mi fac rău, știu că este Dumnezeul meu în care mă cred. Nu, Dumnezeul tatălui meu. Și ajunge la noaptea încercării. Și Dumnezeu merge mai departe în dragostea Lui. El aduce pe acest Iacov în încercarea cea mai grea, putem spune, din viața lui. El aduce pe Iacov la vadul Iabocului. Vadul Iabocului. Așa se intitulează mesajul din seara aceasta. Dacă ți-a mers bine în viață, și ai avut prosperitate și ai avut binecuvântare și Dumnezeu a fost cu tine oriunde te-ai dus, orice ai făcut și ai neglijat lucrarea lui Dumnezeu, în seara aceasta ține minte, Dumnezeu te aduce la vadul Iabocului. Iacov a trebuit să treacă vadul Iabocului și n-a fost ușor. În noaptea încercării, atunci când Iacov era cel mai speriat, când vin veștile cele rele spre el și îi spun slujitorii tăi, iată vine fratele tău, a auzit despre tine, fratele tău vine cu 400 de oameni înarmați,
O să te măcelărească, o să te termine, o să fii mort. Nu știu dacă mai prinzi zorile. Ți-s numărate clipele, ți-s numărate ceasurile, ți-s numărate minutele. Nu știu dacă mai apuci a doua zi. Vin oamenii înspre tine în armați, 400 de oameni, ce te faci? Iacov se sperie foarte tare. Iacov e așa de speriat încât își începe să-și facă strategie în mintea lui și începe să își socotească bine treburile și începe să împartă daruri. Daruri. Un înșelător, unul care a vrut să obțină binecuvântarea cu forța, unul care a vrut să obțină binecuvântarea prin orice mijloace, un om care a vrut să facă să se, cum zice noi, să ocolească toate lucrurile încât să-și atragă toate foloasele, de data aceasta începe să împartă daruri și trimite oameni cu daruri înaintea lui. Mai mult de atât, își împarte caravana cu care mergea. Împarte în două tabere, chiar el recunoaște, Dumnezeu m-a scos și m-a trecut Iordanul cu un toiag în mână și acum iată că fac două tabere. Își împarte în două tabere averea și spune, dacă va veni Esau spre mine și mă va lovi, va scăpa cel puțin o tabără. O tabără o va omorâ, dar o tabără va apuca să fugă. Strategii firești, omenești. Ajunge deși împarte familia cel mai dureros. Să pui roabele cu copiii, să pui a doua roabă cu copiii, să pui prima nevastă cu copiii, să pui a doua nevastă cu copiii în față și tu să te retragi în spatele tot, să te retragi în spatele familiei, să te retragi în spatele averii tale, să te retragi în spatele faptelor tale pe care încerci să le faci, darurile tale cu care încerci să speli din lucrurile pe care le-ai lăsat nerezolvate și să vezi că nu poți, totuși, n-ai o siguranță. Și spune versetul, tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii și a trecut vadul Iabocului. I-a trecut pe râu și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur. Iacov însă a rămas singur. Vine un moment în viața ta și în viața mea când Dumnezeu pune un stop și zice, până aici, Iacove, până aici. Ți-am dat promisiunea mea, ți-am dat binecuvântarea mea, ți-am oferit protecția mea, ți-am oferit din tot ce am avut eu mai bun, până aici, stop! Vine momentul când trebuie reglate conturile cu Dumnezeu. Ați avut momente când ați rămas singuri. Ați trecut prin momente grele, când vi s-a părut că toată biserica, toți prietenii, chiar și familia, nu vă mai înțeleg, nu vă mai susțin, nu vă mai ajută. Ați trecut prin astfel de momente când Dumnezeu a zis, stop vieții tale, stop Iacove, este momentul să ne reglăm conturile. Până aici am fost Dumnezeul părinților tăi, este noaptea și încercarea când trebuie să fiu Dumnezeul tău. Nu te mai juca cu mine. Dumnezeu spune, stop. Uite că în față e primejdea, uite că în față vine sau ai ore la dispoziție, ai câteva minute la dispoziție, sunt aici, vreau să ne reglăm conturile. Iacov speriat, încercarea păsa asupra lui. Gândiți-vă să știți că ai împărțit toată averea în două tabere, ai trimis darurile în față, ți-ai împărțit familia pe roabe, în funcție de cum i-ai iubit mai mult, pe roabe, după aceea prima soție, a doua soție cu copiii, ți-ai împărțit tot, inima lui sfârșiată în bucăți, singură noapte, în fața vadă Iabocului. Este stopul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, Iacove, te-am așteptat și am așteptat momentul acesta, nu poți trece Iordanul. Iabocul era un afluent al Iordanului din partea de răsărit. Când intrai în țara Canaan, prima dată trebuia să treci vadul Iabocului, după aceea trebuia să treci Iordanul. Iacove, nu te lasă treci Iordanul așa. Nu te lasă treci Iordanul așa. Iacove, tu nu mai ai pe mine ca și Dumnezeu. Iacove, tu nu mai ai pe mine ca Dumnezeul tău. Iacove, este timpul când trebuie să stăm de vorbă amândoi. Este timpul, Iacove, să ne reglăm conturile. Și Iacove este speriat de nu mai poate noaptea aceea. Gândiți-vă la el singur cum începe să se roage și aude pași apropiindu-se spre el. Nu vreau să îmi imaginez ce a fost în inima lui Iacov. Să stai atât de speriat încât cu inima sfârșiată, averea împărțită, să stai singur în noapte și să auzi pași apropiindu-se de tine. Dar în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu n-a fost pașii lui Esau, ci a fost pașii Domnului care s-a apropiat de el.
a fost pașii lui Dumnezeu, spune, în, atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorii, a venit un om la el, să se apropie Dumnezeu de tine, când este mai greu, când parcă zici mai am minute, mai am ore până dimineață, până să vină Esau, când e momentul cel mai greu, atunci Dumnezeu vine și se apropie de tine. Și lupta aceasta n-a fost o luptă fizică. Nu. O singură lovitură, spune că a dat acel om și Iacov a fost șchiop. Dacă era o luptă fizică, Iacov era mort. N-a fost o luptă fizică. Ci Iacov s-a luptat cu omul acela toată noaptea, spune cuvântul lui Dumnezeu. S-a luptat toată noaptea și a spus, lasă-mă să plec, că să-i vezi zorile. Nu! Nu, nu te las, pentru că eu știu că până acum am purtat cu mine doar un Dumnezeu al părinților mei. Am văzut pe Dumnezeu lucrând în familia mea, în, la părinții mei, la bunicii mei, poate în biserica mea. Am auzit despre minunile lui Dumnezeu, dar acum vreau ca Dumnezeul acesta să lucreze în viața mea cu minuni și cu semne. Să lucreze și în dreptul meu, să fie și Dumnezeul meu personal. Nu te las, nu te las să pleci de aici. Până nu vei binecuvânta, nu te las să pleci de aici, că știu că Tu ești Dumnezeu care mi-ai vorbit la Betel, știu că Tu ești Dumnezeu care mi-ai vorbit pe drum, știu că Tu ești Dumnezeu care mi-ai binecuvântat și mi-ai purtat de grijă, dar eu nu Te-am neglijat. Știu că ești Dumnezeu adevărat, dar eu am vrut doar binecuvântările Tale, am vrut doar protecția Ta, am vrut doar material. Nu, acum îmi dau seama, este noaptea de cumpără, este noaptea încercării mele, acum vreau ca Tu să fii Dumnezeul meu care mă vei binecuvânta. Nu te las să pleci de aici. Și acel om atunci îl întreabă, care ți este numele? Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacob a răspuns. Pun o întrebare. În încercarea care te apasă cel mai greu, numele tău este cunoscut în cer. Dumnezeu vine și te întreabă, care ți este numele tău? Care ți este numele tău? Numele meu, Doamne, spune Ezechia, adu-ți aminte de ce am făcut. Doamne, adu-ți aminte. Numele meu se cheamă om al rugăciunii. Numele meu se cheamă om al dărniciei. Numele meu se cheamă om al slujirii. Numele meu se cheamă om care stă lângă Dumnezeu. Numele meu putea să... tot felul de nume. Dar Iacov se recunoaște, Doamne, ăsta sunt eu. Iacov. Care până acum n-a fost pe listă acolo lângă Avram și Isaac. Dar, Doamne, din seara aceasta, din noaptea aceasta, numele meu vreau să fie lângă sfinți, lângă patriarhii, lângă părinții mei. Vreau, Doamne, Avraam, Isaac și de sub să fie și Iacov. Doamne, numele meu este Iacov, a răspuns el. Și Domnul spune, de acum, apoi numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei numi Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și a fost biruitori. Ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitori. Domnul îți dă un nume nou. Să ieși din încercare, să ieși din necaz și să nu mai fii același. Iacov a intrat în vadul Iabocului. A intrat în noaptea încercării cu un nume de înșelător. Dar a ieșit de acolo cu un nume de biruitor. Pentru că Dumnezeu schimbă numele. Atunci când te întâlnești cu El și atunci când ești sincer cu El și începi să te lupți, te lupți cu tine, te lupți în rugăciune cu Dumnezeu, să spui, Doamne, uite ce am făcut, uite juruințele care nu le-am împlinit, uite legământul care nu l-am păstrat curat cu Tine, Doamne, uite faptele mele, mă recunosc, Doamne, de acum vreau să schimb viața, vreau să fie contul meu reglat cu Tine, relația mea să fie una bună, o relație intimă, o relație apropiată, Doamne, vreau ca de astăzi să fii Dumnezeul și Mântuitorul meu personal, vreau să fii, nu să fii Dumnezeul părinților mei, ci Dumnezeul meu, vreau să fiu de acum de astăzi cu Tine. Atunci Dumnezeu îți dă un nume nou
Și numele acela va fi un nume de biruitor, ține minte, un nume de biruitor. În al treilea rând, vorbim despre zorii binecuvântării, spune că răsărea soarele când Iacov trece pe lângă familia lui. Iacov trece pe lângă caravana lui, Iacov trece pe lângă tabăra lui, din ultimul om fricos care era în urmă, ajunge Iacov să meargă înainte, șchiopăta, dar plin de bucurie. Plin de bucurie, mă gândesc la mirarea de pe fețele soților lui, la mirarea de pe fețele copiilor lui. Ăsta e tata care ne-a împins pe noi în față să scape el viața, să poată fugi înapoi. Ăsta e tata, uite cum trece înainte, uite cum zâmbește, uite zâmbetul și bucuria de pe buzele lui, uite fața lui cum radiază, uite ce înseamnă un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu și care a știut ce să facă în momentele grele cu Dumnezeu, a știut să lupte cu Dumnezeu și Dumnezeu să-i schimbe numele. Uite fricosul acela, ce curaj are acum să meargă în față, uite fricosul de tata, cum luptă în față, cum merge în fața caravanei să întâlnească pe Esau. Nu se poate, nu se poate. Iacove, strategiile tale ce le-ai făcut înainte, unde-s? Pe Iacov nu-l interesa nimic. Ce îl interesa, îl știa un singur lucru, că Dumnezeu l-a binecuvântat. Că Dumnezeu în noaptea aceea l-a binecuvântat și nu l-a lăsat să plece până nu l-a binecuvântat. Iacov mergea prin credință și prin nădejde înainte să întâlnească pe Esau, pentru că știa că Dumnezeul părinților lui acum este și Dumnezeul lui personal. Și Iacov pășește cu încredere și trece în fața caravanei. Și Iacov, cel care face până acum tot felul de lucruri, de strategii, cum să scape de Esau, Iacov acum lasă-l pe Dumnezeu să lupte pentru el. Lasă pe Dumnezeu. Atunci când te ridici în numele Dumnezeu și când relația ta cu Dumnezeu este una verticală, una solidă, una sănătoasă, atunci când pășești prin credință în numele lui Dumnezeu și mergi încredințat că Dumnezeu este Cel cu care te-ai întâlnit și este Cel care te-a binecuvântat, atunci Dumnezeu luptă pentru tine. Dumnezeu luptă pentru tine. Uitați-vă la Esau ce face. 400 de oameni înarmați în spatele lui, 400 de oameni cu săbii și cu alte arme la ei care aveau. Putea un semn și Iacov era lichidat, dar Esau se apropie de Iacov, începe să plângă, îl sărută și îl îmbrățișează. Pentru că atunci când luptă Dumnezeu pentru tine, necazul, strâmtorarea ta se schimbă în bucurie. Atunci când lași pe Dumnezeu să lupte pentru tine și nu-ți mai faci griji, nu mai faci strategii de împărțirea familiei și împărțirea averii, atunci când mergi încredințat că Dumnezeu este Dumnezeul tău care luptă pentru tine, Dumnezeu schimbă întristarea în bucurie, schimbă inima vrăjmașilor tăi, cel care ți-a vrut moartea până acum, să vină să te iei în brațe, să te îmbrățișeze, să te sărute și să plângă pe umărul tău. Așa ceva numai Dumnezeu poate să facă. Și numai Dumnezeu face și face și astăzi. Cred că Dumnezeu este același. Dumnezeu lui Avram, lui Isaac și lui Iacov să fie în seara aceasta și Dumnezeul nostru a fiecăruia, care să schimbe orice întristare în bucurie, orice necaz în zi de bucurie, care să aduce în viața lui Iacov, să aducă și în viața noastră zile de binecuvântare. Și să uite Esau, ce-i cu toate turmele acestea? Sunt un dar pentru tine să mă ierți. Nu mi le trebuie. Nu am nevoie de darul tău. Eu nu am nevoie de căminele tale, de oile tale, de vacile tale. Nu am nevoie de darul tău. Eu am din belșug. Insistă Iacov și până la urmă acceptă Esau să primească darul, dar Esau nu avea dar, pentru că nu-i trebuia darul lui. Nu, că pentru Iacov a fost unul care a luptat și acela a fost părinte, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, dar acum era și Dumnezeul lui Iacov. Iacov spune, la întoarcerea lui din Padan Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan, și a tăbărât înaintea cetății. Parte de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de șechina. Șechita. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel, adică Dumnezeu, Domnul este Dumnezeul lui Israel.
Iacov a ridicat din nou un altar și altarul acela a fost Dumnezeu, Domnul este Dumnezeul meu. Dumnezeul meu. Când Iacov a ajuns în sfârșit în țara care Dumnezeu i-a promis-o că îl întoarce înapoi și și-a stabilit cortul și a adunat familia în cort, a ridicat un altar acolo și a spus, de azi înainte, El Elohe Israel, Domnul este Dumnezeul lui Israel. Israel era el atunci. Domnul este Dumnezeul meu. După binecuvântările și după protecțiile și după tot ce face Dumnezeu pentru noi, după toate lucrurile pe care ăsta merită Dumnezeu, să ridicăm altar în casele noastre și să spunem, în casa aceasta nu este alt Dumnezeu. De aici, de azi înainte, nu comandă nimeni viața mea și nu conduce nimeni viața mea, ci Domnul este Dumnezeul meu. Amin.